și câștigați-vă punctele electorale. Hai dar depresia asta colectivă... Să vină părând fiecare. Domnule Vasile, mie mi se pare foarte interesant, legat de întrebarea dumneavoastră, faptul că, dat fiind acest dosar eșuat Schengen, nu cade niciun cap, nu cade niciun picior. Nu asistăm la o resetare a politicii externe naționale, în condițiile în care, iată, avem o prioritate pe planul politicii externe nerealizată. De altă parte, această declarație a domnului președinte, care în următorii 2 ani nu cred că mai are ceva de spus la nivelul politicii externe, pentru că este atributul dânsului prioritar, să spunem, și nici pe plan politic intern. Să nu credeți că din momentul Schengen cineva va mai asculta de ordinele domnului Klaus Werner Iohannis. Aici, în contextul în care dumneavoastră întrebați, domnule, ce se întâmplă cu acest rebel de la Ministerul Transportului, care, deși domnul Klaus Werner ne declară să nu intrăm într-o stare de depresie totală și generală națională, iată că domnul ministru pare puțin așa depresiv. Nu, este un joc politic, doamne. Aici asistăm la un joc politic. Cele două partide care conduc România și care, pe de o parte și deopotrivă, sunt vinovate de eșecul acestui dosar, acestui, cum să vă spun, acestei priorități, acestei politici naționale, au un joc politic foarte bine gândit. Așa cum vedeți dumneavoastră. Pe de o parte avem un ministru de interne care, deși știa că România nu va primi vot, duce România în jai, nimeni n-a înțeles. Și nici nu blochează Croația. Ne spuneți ce a făcut, nici nu trebuie ceva nou. Părerea dumneavoastră, vă rog respectuos, nu v-am mai contrazis, n-am mai spus nimic. Mă lăsați să domnul Bode ne-a spus în continuu că vom intra. De unde știa domnul Bode pe 16 decembrie? Vom intra, deși în 23-a, 11-a, cancelarul Austriei declara în Croația că România nu intră. Când deși era? 23-a 11-a, 23-a, în Letonia, da. Domnul președinte declara că nu să fie o tragedie națională și deja ne pregătea pentru un vot negativ. Pentru că sunt declarațiile publice. Deci trebuia să ne prezentăm, să nu cerem vot în jai. De ce trebuia să nu cerem vot? Nu trebuia să cerem vot în jai. Cunosc foarte bine mecanismul. Nu trebuia să cerem vot în jai și trebuia să blocăm Croația. Dacă vroiam ca la următoarea sesiune, jai, să fie pus pe agendă subiectul Croația, Bulgaria, România de intrare în Schengen și să obținem păi și Bulgaria n-a primit avizul pe criterii, domnule, v-a zis ce vorbiți din cauza Olandei, să ascundă sub fusta Austriei. Din cauza Austriei, faptului că n-a deprins criterii. Domnule, este părerea mea personală, dacă îmi dați voie. Vă rog respectuos. Am lucrat bine în guvern, am lucrat la Camera Deputaților. Ok, bun, este părerea dumneavoastră. Știu și am proprietatea cuvintelor. Okay. E o mare greșeală că știind că România nu va primi vot pozitiv, duci România. După care vii și spui, domnule, nu intrați în o depresie colectivă, că se întâmplă ceea ce se întâmplă. Și eu spun următorul lucru. Este un joc politic PNL-PSD. Marea depresie. Ca să obțină ce? Ce să obțină? Ca să obțină următorul lucru, doamnă. Nu resetăm politica națională, avem totul sub control. La următoarea reuniune jai vom introduce pe agendă România decuplată de Bulgaria, așa cum vedeți. Practic nu putem să aducem frontiera UE la granița Bulgariei pentru că ar trebui noi investiții pe care să le suportăm din buget, așa cum am suportat în urmă cu 10 ani EADS-ul și practic este imposibil și absurd să securizăm granița dintre România și Bulgaria. Este un punct de vedere și termin spunând în felul următor. Următorul joc politic este, nu intrăm în depresie națională, vinovat nu este PNL-ul, vinovat nu este nici PSD-ul, însă există un joc politicianist, astfel încât PSD-ul să rămână pe un val destul de ascendent pentru a duce în următoarele alegeri acel 50%, 51% PNL plus PSD. De ce spun lucrul ăsta? Uitați-vă la toată atitudinea domnului Ciolacu, care vine ca un rebel în coaliție și spune, domnule, trebuie să rupem Olanda, trebuie să o dăm jos de pe eșafod, deși știm foarte clar că deși știm foarte clar că și Olanda și Suedia, care a primit vot de intrare în NATO și la câteva săptămâni a spus nu suntem de acord cu intrarea României în Schengen,
deși știm foarte clar că PSD-ul joacă această carte politică, să nu vă așteptați ca ministrul transportului să-și mute conturile personale, așa cum n-a putut că l-a anunțat BCR-ul, că nu poate muta conturile personale, că de fapt este vorba de niște credite. Acum joacă cartea politică și mută conturile CNAIR-ului, le mută la CEF. De parcă acum două luni putea să facă lucrul ăsta. Stelian Negra.